Oradea este orașul din România care a realizat în ultimii 12 ani investiții de peste jumătate de miliard de euro din bani europeni. Atragerea fondurilor comunitare, dar și a investitorilor străini, reprezintă o prioritate pentru autoritățile locale. Oradea a început periplul european, să spun, al investițiilor încă din 2007-2008, de la primele perioade de finanțare. Nevoile orașului sunt dintre cele mai diverse, de aceea și investițiile pe care le-am realizat și le realizăm în continuare sunt diverse, de la reabilitarea sistemului de termoficare, la drumuri, poduri, zone pietonale, școli, spitale, centre sociale, investiții în parcul industrial. Dacă în prima perioadă de finanțare am reușit cumva să atingem un nivel al proiectelor de 250 de milioane de euro, în perioada actuală 2014-2020, valoarea a urcat la aproximativ 350 de milioane de euro și deja am început pregătirea următoarei perioade de finanțare, unde sperăm ca suma să fie mult mai generoasă. Aș putea vorbi despre investiții plecând de la una dintre cele mai importante pentru oraș, care a fost în perioada de finanțare 2007-2013, reabilitarea sistemului de termoficare, un total de peste 70 de milioane de euro. Iar dacă ar fi să trecem în perioada actuală de finanțare, putem vorbi de pasajul Magheru, recent inaugurat împreună cu Podul Dacia, investiție de aproape 6 milioane de euro, care generează un sistem de undă verde pentru tramvaie și, pe de altă parte, decongestionează traficul din zonă. Putem vorbi despre investițiile în eficiența energetică a spitalelor, câte 7 milioane jumate de euro pentru fiecare dintre cele două spitale ale municipiului. Cu ajutorul fondurilor comunitare, în oraș a fost construit unul dintre cele mai mari și mai moderne parcuri acvatice din România, pe o suprafață de aproximativ 7 hectare, care a devenit în ultimii ani un adevărat magnet pentru turiștii care vizitează zona. În 2016, în luna mai, s-au finalizat investițiile în valoare de 22 de milioane de euro, de unde 12 milioane de euro sunt fonduri europene, iar 10 milioane de euro e coparticiparea primăriei municipiului Oradea. Încet, încet, veniturile aquaparcului au crescut, ajungând ca în anul 2019 să avem o cifră de afaceri de 5 milioane de euro cu un profit de 1,5 milioane. Numărul vizitatorilor a crescut până la 300.000. Dorim să dezvoltăm capacitatea aquaparcului. Mă gândesc la amenajarea unui bazin de înot. O să-l amenajăm după ce trec cei 5 ani de când am accesat fondurile europene. Investițiile în turism au ieșit în evidență în ultima perioadă, iar transformarea orașului de pe Crișul Repede este vizibilă atât în Piața Unirii, centrul istoric și cultural, cât și în alte zone. Pietonalul realizat pe malul Crișului Repede, să știți că a fost finalizat recent și din momentul în care constructorul, să spunem, a ieșit din șantier, el a fost invadat de orădeni, mai ales noaptea oferă o perspectivă foarte frumoasă, am investit acolo 2 milioane de euro din bani europeni. Pietonalul se termină în zona unui pod inaugurat în urmă cu 2 ani de zile. Este vorba de podul Centenarului. Tot așa o investiție de 2 milioane jumate și care dă un aer aparte acestei zone. Cetatea Oradea a beneficiat de un sprijin financiar din partea Uniunii Europene de peste 11 milioane de euro. A avut un mare proiect prin care s-a transformat de la ruine la o cetate astăzi care prezintă 11 clădiri reabilitate și cu funcțiuni culturale, în care și are sediul Muzeul Orașului Oradea în 2 corpuri de clădiri, unde prezintă expoziții permanente și temporare legate atât de cetatea
Universitatea Oradea, cât și de orașul în sine sau alte expoziții ale muzeelor din țară care, prin itinerarea lor, sunt admirate și de orădeni sau de turiștii care ne vizitează orașul. Printre proiectele finalizate se numără și restaurarea casei Darvaș la Roș, dar și a sinagogii neologe Sion. Casa Darvaș la Roș a intrat în patrimoniul municipiului Oradea ca și exclusivitate în deținerea acestui imobil în 2015 și din 2016 a funcționat ca și obiectiv turistic de prezentare a unui imobil specific stilului secesion vienez, o arhitectură geometrică a fațadei, bogat ornamentată, dar care la acea vreme necesita cu siguranță intervenții majore. Așadar, municipiul Oradea nu a stat mult pe gânduri și a aplicat pe programul operațional regional un proiect de restaurare acestei case monument istoric și care s-a derulat pe o perioadă de 2 ani. Tot ceea ce a însemnat acest efort al municipiului Oradea derulat prin programul operațional regional ca și cofinanțare a lucrărilor de reabilitare din totalul proiectului de aproximativ 2 milioane de euro, deci vorbim sigur și de o cofinanțare de peste 200.000 de euro acordată de municipiul Oradea în acest proiect. Sinagoga neologă Zion este un alt obiectiv turistic care se bucură de atenția vizitatorilor, deoarece este situată pe malul Crișului, aproape de centrul istoric, de Piața Unirii, deoarece se afla într-o stare degradată a construcției în anul 2012. S-au făcut aceste demersuri de parteneriat între municipiul Oradea și comunitatea evreilor pentru a fi dată în administrare pe 25 de ani, condiționat fiind ca imobilul să fie readus la starea inițială așa cum era în 1887. Deci iată că pe programul România-Ungaria a fost cuprins acest imobil și a fost restaurat. Vorbim de o sumă de 1.800.000 de euro de care a beneficiat sinagoga, deoarece au fost cuprinse inclusiv lucrări de consolidare și reamenajare a interiorului cu picturile murale așa cum erau ele la data construcției acesteia.